Das wollte ich mal uns. Deci încă o dată vreau să mulțumesc tuturor care ați venit să veniți la deschiderea, redeschiderea zoarelui, lucru pe care îl așteptăm cu nerăbdare atât noi cei care lucrăm în grădina zoologică, cât și cei îndrăgostiți de ceea ce înseamnă acvaristică. Vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului primar, care este artizanul principal al acestui lucru, dumnealui cu suflet și cu bani, a contribuit la reconfigurarea acvariului, pentru că acvariul a suportat într-adevăr modificări esențiale. Lucrurile s-au întârziat puțin datorită faptului că proiectul a parcurs două etape. O etapă care a însemnat practic repararea spațiului destinat acvariilor, care s-a întins de parcursul unui an, și a doua etapă care a însemnat luarea de la zero a acelor bazine și dușurile lor în faza în care o să vedeți că au ajuns. În toată această perioadă am avut lângă noi niște acvariști cu mult suflet, pe suflet mult pus acolo, pentru că nu se poate lucra altfel când vorbim despre acvari. Este vorba de domnul Moldovan Alexandru, domnul Andrei Cristian și domnul Silviu Mare. Sunt mai mult decât prietenii mei, sunt prietenii grădinii zoologice, care a venit a doua acasă pentru 5 luni de zile. Care pentru 5 luni de zile, într-adevăr, au stat nu cu program, nu cu bucățele, nu cu jumătăți de măsură, efectiv să pornești un bazin, vorbim de bazine plantate, deci tot ce se vede acolo este natural, să pornești de la substrat și să ajungi la plante care deja au ajuns la dimensiunea la care o să vedeți că sunt. Construcția bazinilor, efectiv, da, nu exact, s-a pornit de la sticlă care vine din Olanda și tot ceea ce înseamnă materiale care au fost aduse fie din Austria, fie din Germania, fie din Belgia. Deci toate au fost aduse cu bucățica, montate aici pe poziție ca să putem ajunge la ceea ce, din nou, mă repet, o să vedeți și dumneavoastră cu realiza. O să-i dau voie domnului primar, dacă vrea să adaugă. Aș face o precizare sau o corectură, că banii nu sunt de la primar, sunt banii din bugetul local, sunt banii bârlădenilor. Numai că de la începutul mandatului eu am privit așa cu atenție către structurile sau entitățile care țin de Consiliul Local. M-am uitat foarte atent la Riser, m-am uitat la CUP, m-am uitat la bibliotecă, m-am uitat la grădina zoologică și la stadionul pe care îl avem noi la marginea orașului. Vreau să vă spun că către toate am privit cu înțelegere, am făcut dotări și la Riser și la CUP, am făcut și la bibliotecă o finanțare cu ajutorul Consiliului Local și a venit și rândul grădinii zoologice, până așa. A existat o relație între mine și domnul inginer frumoasă, constructivă, dumnealui nu m-a chemat, să știți, pur și simplu astăzi, probabil după ce discutăm un pic, îmi va arăta și alte nevoi pe care le are aici la grădina zoologică. Eu am înțeles nevoia și am venit în întâmpinarea grădinii zoologice, am făcut alocări de la bugetul local, dacă mi-aduc eu din anumită parte și o cameră frigorifică. Sunt mai multe de enumerat, cameră frigorifică, refacerea spațiului administrativ, vestiare pentru personal,
tot ce înseamnă filtrul sanitar, da. Sunt mai multe de enumerat. Un fânar și la un moment dat a venit și vremea varelor. Noi suntem un oraș mai mic, chiar discutam cu dumnealor la Brăila, la Galați, sunt orașe mari cu bugete mai mari, dar este o mândrie a noastră de dinar zoologică și atunci a trebuit să rezolvăm anumite probleme punctuale aici. A venit vremea varului, în jur de 1 miliard de lei a fost alocat de la bugetul local și cu munca prietenilor noștri și a celor care trudesc aici la grădina zoologică, o să vedeți ce a rezultat. Domnule inginer, domnule administrator, să folosesc cu responsabilitate și mai ales cu suflet, așa cum vă știu toți dumneavoastră, dumneavoastră sunteți practic aici mai mult decât acasă. Este casa dumneavoastră de foarte mult timp. Vă mulțumim și domnul inginer cu prietenii noștri, celor care vin, o să ne explice ce avem noi aici. Am înțeles astăzi că de fapt aici e o familie mare. Oamenii care lucrează în grădinile zoologice din România au o relație foarte apropiată și se ajută între ei, se cunosc foarte bine, fac schimburi de experiență, așa că vrem să ne menținem în această familie mare pe care o avem în România. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o. Suntem într-adevăr chiar și acvarii și doar la nivel național, ducem undeva la 50-60 de mii de persoane. Ce am făcut, nu musai pentru orgoliul nostru, dar ce am făcut, ce am putut să facem pentru zoo Bârlad, a fost pentru noi o minunăție. Ne-am întortocheat cumva, pentru că noi am mai făcut acvarii, dar la nivel mic. Mult mai mic. Vrea cineva un acvariu, un 200 de litri, 100 de litri, leger, dar să facem așa mult aici, cel puțin sunt 6.000 de litri. Și așa s-a fost înțelegerea, imaginația, am dat voie ca imaginația da, să lucreze de data asta și să punem pe tablă exact tot ceea ce trebuie. Tocmai am creat fiecare lucru diferit ca să nu... De asta fiecare acvariu este unicat. Conceptul fiecărui acvariu, deci personalitatea acolo pusă, personalitatea și exterior. Chiar acvariul de pe fundal, deci s-a asumat-o domnul Silviu. Creat un peisaj din jungă. Deci este de la zero, făcut cu toți o să vedeți acolo, nu nu s-a luat nici în timpul liber. Are și alte preocupări. Am dus cumva acvaristica românească undeva mai sus decât era. Nu spun că nu. Și în România sunt acvariști foarte buni, care fac acvarii foarte, foarte frumoase, care au locuri plasate în concursuri internaționale, chiar la un rang foarte, foarte sus. Discutăm de concursuri dar, în Corea, unde de unde s-a născut acvaristica, practic. Dar ce am reușit să facem aici la Bârlad, nu știu, încă o dată, țin să vă mulțumesc, să mulțumesc și lui Moldovan Alexandru pentru oportunitatea care mi-a oferit-o, pentru că nu reușeam cumva eu, ca simplu acvarist, să fac lucrul ăsta și tot vă mulțumesc dumneavoastră, domnului Adică Răbăț, domnului primar, că ați făcut lucrul ăsta pentru orașul Bârlad. Care capacitate de 720 de litri fiecare, deci aproape 6.000 de litri de apă. Două dintre ele sunt în format biotop, amazonian, restul sunt plantate, fiecare având câte o idee. Fiecare a avut o idee, a avut o practică bazin cu bazin. Aseară, dacă tot n-aveam ce face, am început să calculez... Tehnica e aquascaping, care o folosesc taiwanezii, chinezii, japonezii. Asiatic. Deci noi, de când am început să lucrăm la acest proiect, am postat pe mai multe grupuri dedicate de acvariști. În momentul de față sunt peste 14 țări în care am primit foarte, foarte multe aprecieri. Și am calculat undeva la 7.432 aseară la ora 10. Erau 7.432 de like-uri și peste 14.000 de comentarii, emoticoane, like-uri, intervenții directe, indirecte, asta doar la distribuirea evenimentului, da. Deschidere. Pe aproximativ 7 grupuri mari de acvaristică, printre care unul din Germania, unul din Olanda, din Belgia. Da, da, da. Da? Și peste tot vreau să vă spun că am fost... chiar felicitați, au început să caute Bârladul pe hartă. Avem promisiuni pentru primăvara, vara viitoare. Un grup din Olanda, un grup din Belgia și un grup din Anglia care vor veni în România și special vor face un ofort și vor trece și pe aici.